În urmă cu câțiva ani, Emanuel Bistrian a urmat chemarea lui Dumnezeu de a se întoarce în România pentru a contribui la extinderea împărăției lui Dumnezeu. El este astăzi un om de afaceri prosper și partener al lucrării Alfa Omega TV. În Statele Unite am avut o firmă de construcții, dar totuși am simțit că trebuie să dedic un an pentru Dumnezeu, să vin să fac ceva pentru El, și era ca o chestie care mă ardea pe inimă să vin în România să lucrez cu școala biblică din Cluj. Tot timpul ne bazam pe oameni din afară, fie din Statele Unite, fie din Europa, să ne susțină financiar ca și lucrare. Și atunci s-a născut în mine o dorință de a face o afacere în România care să susțină împărăția lui Dumnezeu din România. Deși auzise de Alfa Omega TV de la fratele său, într-o zi Dumnezeu i-a vorbit specific să fie parte acestei lucrări. Pot să zic că dorința pentru a susține Alfa Omega s-a ridicat în mine într-o zi când am ridicat revista de la biserică. Era Biserica Adoram. Am pus mâna pe revista lor, care era la standul promo, și am început să mă uit prin ea, să văd toate lucrurile care le face Alfa Omega, proiectele care le susțin, și mi-a plăcut ideea că Alfa Omega se implică în proiecte de genul acesta. Și chiar atunci parcă mi s-a prins un beculeț și o flacără acolo pe inimă că ar trebui cumva să devenim parteneri și să susțin lucrarea aceasta. Cu toate că i-a fost greu uneori, el a rămas credincios în a susține echipa Alfa Omega în realizarea proiectelor media. Noi privim lucrurile tot timpul în așa fel încât timpul nostru, banii noștri și tot ce facem, primii 10% sunt al lui Dumnezeu. Mai departe e a nostru. Și atunci, indiferent cât de greu este, la orice încasare avem, la orice proiect ne implicăm, prima 10% nu e a noastră, e a lui Dumnezeu. Și de aceea ne permitem să susținem lucrări gen Alfa Omega, chiar când este greu. Aș vrea să încurajez și alți oameni de afaceri creștini și nu numai, ca să vă implicați în proiecte, fie proiecte de caritate, fie proiecte gen Alfa Omega, biserici, orfelinate, școli biblice, chiar au nevoie de susținerea noastră. Dacă noi nu ne implicăm, cine o să se implice? Și asta aș încuraja pe oameni de afaceri, nu vă uitați la investiții, tot timpul sunt oportunități, tot timpul o să fie, dar aveți grijă de partea lui Dumnezeu și El o să aibă grijă de afacerea voastră. Dărnicia este ca o sămânță care o plantezi. Poate nu se vede decât peste mult timp. O sămânță, dacă primești un sac de grâu, de exemplu, te gândești câtă pâine poți să fac din sacul acesta, dar în aceeași măsură, dacă ai înțelepciunea să plantezi grâul acela, boabele acelea, ele vor da mult mai mult rod și vei avea mult mai mult într-un final. Dar trebuie să aveți răbdare, să așteptați până când se va maturiza, până va crește, până va da rodul de care vorbim. Deci asta ar fi încurajarea mea, să nu vă dați înapoi de la dărnicie, să nu încercați să vă acoperiți costurile voastre, cheltuielile, pentru că niciodată nu o să reușiți să dați dacă vă gândiți în felul acesta. Trebuie să ne gândim ca și oameni, și aici vorbesc nu doar investitorilor, nu doar oamenilor de afacere, ca și o națiune, ca și oameni care credem în Dumnezeu, trebuie să ne gândim să punem partea lui Dumnezeu deoparte, e a Lui, nu e a noastră, e a Lui. Odată ce punem partea Lui deoparte și o dăm mai departe, El se va ocupa de viețile noastre și ne va da, în felul în care nu ne-am gândit că poate să ne dea, ne va binecuvânta și ne va purta de grijă ca să putem să mergem mai departe și să trăim o viață împlinită așa cum a dorit El să trăim.